Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu. Iată mai întâi titlurile ediției. Amenzi pe DN5 pentru șoferii vitezomani. Liberalii și-au mai adăugat noi membri. 142 de locuri de muncă pentru giurgiuveni șomeri. Bilete de tratament în stațiuni pentru pensionari. A început săptămâna de rugăciune pentru creștini. Acțiune amplă a polițiștilor de la rutieră pe DN5 Giurgiu-București. Radarele au funcționat în cascadă și, în ciuda fleșurilor pe care și le dau șoferii între ei, vitezomanii nu au scăpat de amenzi. Mai multe echipaje ale Poliției Rutiere Giurgiu le-au pus gând rău vitezomanilor de pe DN5 și au amplasat mai multe radare în locurile unde frecvent șoferii apasă mai tare pedala de accelerație. De pildă, șoferița din imagini spune că se grăbea la o întâlnire și nu și-a dat seama că a depășit viteza legală permisă. Aceasta spera, mai în glumă, mai în serios, că radarul polițiștilor va indica eronat, numai că ghinion. RV a fost depistat de aparatul radar circulând cu viteza de 116 km la oră pe DN5 în afara localității Uzunu la kilometru 36 plus 900, 116. Domn, ați depășit viteza cu 16 km. Da. Clasa 1 de sancțiuni, 2 puncte de amendă, 140 de lei, jumătate de minim în 2 zile, 70 de lei, plus 2 puncte de penalizare la permisul de conducere. Da? Vă rog să așteptați la mașină, vin cu procesul verbal la dumneavoastră. Veți mai călca pedala de accelerație? Păi nu am avut intenția, că n-a fost așa o diferență mare față de limită, dar se mai întâmplă cu toată să depășești așa minor. E prima sancțiune pe anul acesta? Da, clar. Eu sper să fie și ultima. Din păcate, șoferița sancționată nu a fost singurul conducător auto indisciplinat din trafic. Alți șoferi, posesori de autoturisme cu mulți cai putere, au depășit cu mult 100 de km pe oră, așa că s-au ales cu permisele suspendate sau cu multe puncte amendă. Acțiunile poliției rutiere nu se vor opri aici, de fapt nu se opresc deloc. Zilnic sunt depistați pe șoselele giurgiuvene șoferi cărora nu le pasă de lege și de consecințe și care tratează cu zâmbetul pe buze o sancțiune pentru încălcarea regulilor de circulație. Compania Națională de Căi Ferate susține un proiect de modernizare a 16 gări din țară, printre care și cea din Giurgiu. Pentru gara giurgiuveană s-au alocat 8 milioane de lei din partea Uniunii Europene și încă aproape jumătate din această sumă din partea Guvernului României. Reprezentantul constructorului promite că din primăvară gara Giurgiu-Oraș va arăta ca una europeană. Reabilitarea gării giurgiuvene se realizează în două planuri, primul cuprinzând lucrări exterioare și interioare de consolidare a pereților și structurii de rezistență a clădirii. Placările cu rigips vor fi și ele parte din gama lucrărilor de modernizare a construcției. Reabilitarea constă din consolidarea acestei clădiri prin aplicarea unui torcret de beton pe pereții existenți și modernizarea stației la nivelul unei eurostații. Cel de-al doilea plan vizează refacerea căilor de rulare și de acces la garniturile de tren, dar și lucrări secundare de amenajarea spațiilor din vecinătatea gării. Se vor face încă două peroane și copertină pe peroanele la linia 2 și 3, copertină metalică. În această modernizare implică și amenajări exterioare de alei, trotoare și crearea unei noi parcări în cadrul stației. La 144 de ani de la construcție, gara Giurgiu-Oraș va fi, după cum promite reprezentantul constructorului, una la standarde europene. Însă autoritățile vor trebui să reabiliteze până în martie și linia istorică București-Giurgiu. Nicu Ștefan, liderul uneperiștilor giurgiuveni, anunță că filiala Uniunii Naționale pentru Progresul României s-a desființat la Giurgiu. Împreună cu majoritatea membrilor săi, Nicu Ștefan a aderat și semnat intrarea în rândurile Partidului Național Liberal Giurgiu. Organizația județeană UNPR filiala Giurgiu s-a desființat. Nicu Ștefan, președintele acestei formațiuni politice, împreună cu organizația județeană și municipală, au venit la Partidul Național Liberal. Proaspătul penelist Nicu Ștefan a spus că o parte dintre membrii au venit la PNL, restul au mers la PPDD.
organizația județeană și municipală, cât și marea majoritate a organizațiilor locale, au venit în cadrul organizației PNL de Giurgiu. Nu vă ascund faptul că o parte dintre membrii, nu foarte mulți, au ales să meargă către organizația PPDD. Deși anul trecut în primăvară Nicu Ștefan declara în paginile cotidianului Jurnalul Giurgiuvean, cităm, suntem un partid de centru-stânga, mergem singuri în alegeri pe propriile picioare, avem un drum extraordinar de greu, responsabilitate versus demagogie și populism. Nu suntem anticamera PDL-ului și nu ne vom desfința. UNPR este un proiect de lungă durată despre care se va vorbi din ce în ce mai logios. Am încheiat citatul. Nicu Ștefan a mai spus că își dorește să continue proiectele pe care și le-a propus încă de vara trecută în campanie electorală. Crearea locurilor de muncă, atragerea de investitori și alte proiecte și programe pentru tineri sunt lucruri pe care speră să le finalizeze din rândurile PNL-ului. Sunt un om de echipă, sunt un om care îi place să muncească în mod organizat și cu mâna pe inimă vreau să vă recunosc că am găsit în organizația Partidului Național Liberal oameni de mare caracter și oameni de echipă. Am considerat că nu pot să ajung în acea echipă să realizez lucrurile pe care mi le-am propus. Teatrul Tudor Vianu și-a reluat activitatea pe anul 2013, invitând spectatorii să vizioneze unele piese lansate în toamna anului trecut. În același timp, alte 4 premiere sunt în pregătire. Despre noile piese la care se lucrează, dar și despre alte proiecte teatrale, aflați mai multe în materialul care urmează. Directorul teatrului Mircea Maionescu a susținut prima conferință de presă din 2013, deși, după 2 ani și jumătate de activitate la Giurgiu, i s-a făcut o ofertă serioasă peste ocean. Cu mintea plină de gânduri, cu sufletul plin de entuziasm, dacă nu aveam entuziasmul ăsta, vă fac o mărturisire, nu mai mă întorceam de peste ocean, pentru că mi s-a oferit acolo o șansă, dar am început un lucru aici și vreau să-l duc la bun sfârșit. Uneori e bine să gândești și cu sufletul, nu prea mult. Stagiunea de primăvară a Teatrului Tudor Vianu a demarat cu reluarea unor piese puse în scenă toamna trecută. Pentru primăvara aceasta sunt în pregătire 4 piese noi, în situația în care bugetul de austeritate a determinat conducerea teatrului să renunțe la cea de-a 5-a piesă ce figura pentru a fi pusă în scenă. Nici n-am venit bine acasă și aflu că bugetul va fi și așa mai subțiat decât a fost. Eu am anticipat acest lucru și de la 5 spectacole cât erau programate, am redus la 4, semn că gândesc și puțin pragmatic, dincolo de sentimentalismul meu, sunt obligat să folosesc și rațiunea pură. Deci vor fi doar 4 spectacole, sper să nu se umple și la minimul buget pe care îl aveam. Cele 4 premiere aflate în pregătire sunt Soția prietenului din pușcărie, de Dumitru Radu Popescu, Steaua fără nume, de Mihail Sebastian, America, o dramatizare după Kafka, și De când te aștept, o piesă a unui dramaturg bulgar. Revenind la Steaua fără nume, este de spus că deja se repetă la această piesă, distribuția fiind una deosebită. Și acum distribuția în care eu am făcut pe selecționerul și sper să nu mă jurați. Profesorul Miroiu va fi Eusebiu Ștefănescu, profesor și în viața de zi cu zi la Universitatea Hiperion, la Facultatea de Teatru, fost decan. El repetă în același timp și pentru Teatru Metropolis, Bădăranii de Goldoni. Grig, partenerul Monei, aici este un clou, zic eu, o surpriză, Cătălin Crișan. Care Cătălin Crișan, puțin știu, este absolvent de teatru. Teatru, cântecul a venit după aceea. Din distribuție mai fac parte Marian Ghenea, Antonia Popescu, Giulia Ionescu și Gabi Muntean. În paralel, teatrul se pregătește pentru participarea la mai multe festivaluri naționale sau internaționale, primind invitații la manifestări de profil organizate în Galați, Brăila sau Viena. Mai multe informații despre activitatea Teatrului Giurgiuvean puteți urmări imediat după jurnal în cadrul unei ediții speciale. Iar acum avem vești bune pentru pensionari. Odată cu creșterea pensiilor cu 4%, aceștia vor mai beneficia și de acordarea biletelor de tratament în stațiuni balneoclimaterice și o reducere de 50% în ceea ce privește transportul în comun. La Casa Județeană de Pensii Giurgiu, de la începutul anului și până în prezent, s-au înregistrat 300 de astfel de cereri.
După majorarea de 4% promisă de guvern la începutul acestui an, pensionarii mai beneficiază și de alte facilități. Biletele de tratament în stațiuni balneoclimaterice și gratuitatea în ceea ce privește transportul în comun reprezintă un ajutor pentru cei vârstnici. Casa Județeană de Pensii Giurgiu primește în acest moment cereri pentru acordarea biletelor de tratament. De la începutul anului s-au înregistrat 310 astfel de cereri, urmând ca după aprobarea bugetului să se cunoască stațiunile unde cei dornici pot merge să se trateze și nu numărul de bilete aprobat pentru anul 2013. Pentru anul 2013, vă putem spune că pentru pensionari și veterani văduve de război se pot utiliza ca până în acest an același tip de documente de călătorie, respectiv taloane speciale tipărite de Casa Națională de Pensii. De la data de 1 ianuarie 2015, conform celorlalte prevederi rămase în vigoare legea 211/2002, se vor utiliza legitimațiile de călătorie tip card. În aceste condiții, în luna februarie 2013, Casa Națională de Pensii Publice va transmite odată cu taloane de pensii și taloane speciale de călătorie pentru anul 2013. În acest moment, Casa Județeană de Pensii primește cereri pentru bilete de tratament pentru anul 2013, până la această oră fiind înregistrat un număr de 310 cereri de bilete de tratament. Potrivit directorului executiv al Casei de Pensii Giurgiu, Marian Dumitru, pensionarilor li se vor acorda carduri de călătorie pentru transportul în comun începând cu anul 2015. Aceste carduri se vor putea ridica direct de la ghișeul Casei de Pensii Giurgiu. Modificările aduse legii adopției anul trecut facilitează procedura. O noutate se referă la copiii care provin din relații extraconjugale. Aceștia nu mai pot fi recunoscuți în fals. Tații pot adopta copiii numai dacă dovedesc genetic că sunt tații lor. Noua lege intrată în vigoare anul trecut a îmbunătățit procedurile de adopție. Copiii abandonați pot fi adoptați mai repede. Pentru adopția copilului născut în afara căsătoriei a fost reglementată o condiție specială. A fost introdus testul ADN pentru a se micșora suspiciunile asupra unor adopții care se fac la limita legii. Dacă este un copil recunoscut de tată, mai sunt și astfel de situații în care soția adoptă copilul soțului, soț care a recunoscut un copil dintr-o relație extraconjugală, avem o mențiune și anume că față de anii trecuți, începând cu luna aprilie 2012, se prevede testul ADN. Ceea ce este foarte important, întrucât avem experiențe nefericite cu această situație, în care anumiți domni merg, înregistrează nașterea unor copii, spun că dânșii au avut relații extraconjugale cu doamna respectivă, soția foarte iertătoare trece peste toată această traumă și adoptă și acel copilaș. Astfel, legătura de rudenie dintre copil și tată trebuie confirmată prin rezultatul expertizei realizate prin metoda serologică ADN. Prin urmare, vor fi eliminate adopțiile ilegale care, potrivit Oficiului Român pentru Adopții, s-au practicat în ultimii ani, uneori chiar la recomandarea oamenilor din sistem. Din bătrân se spune despre câine că este cel mai bun prieten al omului. Medicii veterinari, asaltați de numărul mare de cazuri de îmbolnăviri din sezonul rece, trag un semnal de alarmă către proprietarii de animale. Înainte de începerea iernii, cel mai indicat este să supunem patrupedul la un control de rutină. Oamenii sunt în mod natural pasionați de animale, în special de cele ce pot fi ținute în apartament. Animalele de companie aduc bucurie proprietarilor, reducând totodată nivelul de stres de peste zi. Cuplurile care nu au copii de cele mai multe ori oferă animalului de companie rolul de copil. Micile patrupede au nevoie de o atenție sporită în ceea ce privește sănătatea și prevenirea bolilor în sezonul rece. Așa și la om se milă, da. Trebuie să-i faci. Înainte de începerea iernii, cel mai indicat este să ducem companionul la un control de rutină. Cele mai frecvente afecțiuni pe perioada anotimpului rece la animale sunt virozele respiratorii, bronșitele și hipotermia. Având în vedere că e sezonul ăsta de iarnă și oarecum sunt predispuși la valori, diferențele astea mari de temperatură, cele mai întâlnite boli în perioada asta sunt cele ale aparatului respirator,
Da, întâlnim aici bronșite, sinuzite, laringite, până și, Doamne ferește, dacă ajungem acolo, până la bronhopneumonii. Ce le recomandați proprietarilor? Da. În primul rând să-i vaccineze, e foarte, foarte important. În al doilea rând să-i deparaziteze. În al treilea rând, când trecem de la, să zic, toamnă spre iarnă și iarnă spre primăvară, să-i vitaminizăm. Medicii sfătuiesc pe proprietarii de necuvântătoare să efectueze vaccinurile anuale și deparazitările aferente, iar pentru timpul rece să folosească accesoriile vestimentare, mai ales pentru rasele cu părul scurt sau toaletate. Deși suntem în plin sezon rece, sunt societăți comerciale care caută persoane interesate de un loc de muncă. Astfel, potrivit Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu, la data de 23 ianuarie sunt disponibile 142 de locuri de muncă vacante în diverse domenii. Iarna i-a prins pe foarte mulți dintre giurgiuveni fără un loc de muncă, iar posibilitatea de a se angaja este destul de redusă. Totuși, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu a publicat lista posturilor vacante la data de 23 ianuarie. Din păcate, numărul joburilor disponibile este de 142, multe dintre acestea condiționate de experiență în domeniu sau studii superioare. Așa cum ne-am obișnuit la Giurgiu, cel mai mult se caută agenți de pază, confecționeri, șoferi pe mașini de mare tonaj, călcătorese, operatori montaj, linii automate, agenți de asigurare, controlori de calitate și ambalatori manual. Angajatorii giurgiuveni sunt interesați și de mecanici auto, paznici, țesători, vopsitori, asistenți, manageri, directori de vânzări, economiști și electricieni. Însă pentru toate aceste oferte de pe piața muncii există doar câte un loc disponibil. Pentru informații suplimentare, cei interesați se pot adresa la ghișeul de la parterul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu sau la telefon 230613 interior 212. Programul Rabla a fost un real succes pentru populație încă de la demarare. În ultimii 2 ani, la nivel național, au fost casate peste 300.000 de mașini uzate și au fost cumpărate mai bine de 100.000 de vehicule noi. Proprietarii de mașini vechi așteaptă acum ediția 2013. În 2012, Administrația Fondului pentru Mediu a alocat 171 de milioane de lei pentru scoaterea din uz a autovehiculelor mai vechi de 10 ani. Și la Giurgiu, ca în multe alte orașe din țară, voucherele au fost epuizate la scurt timp după punerea pe piață. La nivelul municipiului Giurgiu, noi ca și instituție nu putem ști exact care este suma alocată, însă putem să vă spunem că anul trecut au fost colectate de cei 4 operatori care există pe raza județului. Este vorba despre Ecoremat, Larus Dam, Plus Lime și Marco Product Construct. Au fost colectate 1390 de astfel de autoturisme, dintre care 1059 deja dezmembrate. Din informațiile pe care le deținem, toate voucherele au fost epuizate și întotdeauna, de când a început demararea acestui program, ele au fost cumva insuficiente. Soarta programului în 2013 nu se cunoaște din cauza banilor, deși toată lumea îl vrea, de la autorități la proprietarii de rable. Este foarte probabil ca regulile programului să se schimbe în acest an, premierul Victor Ponta declarând la un moment dat că guvernul ar putea limita numărul tichetelor acordate în schimbul casării mașinilor vechi la un singur astfel de voucher față de 3 tichete acordate până în prezent. A început săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor. Slujba vecerniei a avut loc la Biserica Bună Vestire din Giurgiu, oficiată de un sobor de preoți condus de episcopul Giurgiului. Tema acestei acțiuni este cu ce mă voi înfățișa înaintea Domnului. În a treia săptămână a lunii ianuarie a fiecărui an, bisericile creștine din întreaga lume organizează seri de rugăciune pentru unitatea creștină. Tema săptămânii de rugăciune din acest an este cu ce mă voi înfățișa înaintea Domnului, inspirată din textul scripturistic de la prorocul Mihea. În Episcopia Giurgiului, acțiunile dedicate acestei săptămâni s-au derulat marți 22 ianuarie la Biserica Buna Vestire din Giurgiu. În Episcopia Giurgiului, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Ambrozie, Vecernia Ortodoxă a deschis programul săptămânii pentru unitatea creștinilor. Așadar, la Biserica Buna Vestire din Giurgiu a avut loc vecernia mare la care au participat atât credincioși cât și preoți din partea celor două culte, ortodoxi și romano-catolici. Aici, cu binecuvântarea Preasfințitului Dr. Ambrozie, episcopul Giurgiului, un sobor de preoți au săvârșit slujba vecerniei. Cu acest prilej s-a dat citire mesajului de binecuvântare al Preafericitului Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, iar preotul Tudor Georgian, paroh al Bisericii Bunavestire, a transmis celor prezenți mesajul de binecuvântare al chiriarhului, prilejuit de această întâlnire interconfesională. Ca invitat la slujba a participat și părintele Mihai Dascălu, preot al comunității romano-catolice din Giurgiu. Pentru că biserica de aici rugătoare se întâlnește cu biserica de dincolo cerească și împreună suntem aceeași biserică al lui Hristos care se roagă cer și pământ. Acesta a adresat elevilor de la Seminarul Teotis Patriarhul, a celor de la Colegiul Național Ion Maiorescu și a credincioșilor ortodoxi, cât și romano-catolici prezenți, un cuvânt de mulțumire pentru invitația de a se ruga împreună cu toți cei prezenți, apreciind totodată frumusețea cântărilor intonate de elevii seminariști. La finalul evenimentului interreligios, preotul Georgian Tudor a oferit părintelui Mihai Dascălu din partea preasfințitului părinte Ambrozie almanahul bisericesc pe anul 2012. Se anunță ninsor și viscol în țară, să vedem dacă și la Giurgiu va fi la fel, aflăm din rubrica Meteo. V-am găsit! Vremea se menține caldă pentru această perioadă, mai ales în partea de sud a țării. Miercuri noapte la Bolintin și Mihăilești se vor înregistra 2 grade Celsius. În centrul și sudul județului va fi ceva mai cald. La Ghimpas vor fi 4 grade, iar la Hotarele 3 grade Celsius. Tot 3 grade vor fi la Comana, Izvoarele și Giurgiu. Pentru joi se anunță ploaie și la Poviță, în Muntenia, și ninsori în restul teritoriului. Temperaturile vor fi cu 2-3 grade mai scăzute, dar chiar și așa, la Bolintin și Mihăilești se vor înregistra 6 grade Celsius. La Ghimpas se vor înregistra 10 grade Celsius, iar la Hotarele 9 grade. Cât despre Comana, Izvoarele și Giurgiu, aici vor fi 8 grade Celsius. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina, vă spun la revedere! Punem punct știrilor cu pastila zilei. Românii așteaptă programul Rabla. Vrem și noi o rablă. Giurgiuvenii vor locuri de muncă, iar medicii veterinari ne invită cu 4 pedele la control. Vor și ele un vaccin. Pensionarii vor bilete de tratament, dar și pensii mai mari. Vor și ei bani de o bere sau un medicament. La teatru bugetul este mic, iar în politică vulturii se transformă în săgeți galbene. Vor și ei o schimbare la față. Polițiștii s-au pus cu radarele pe vitezomani. Vor și ei să dea amenzi. Ei bine, vom avea gară modernă, ca și nouă, dar la București tot prin videle vom ajunge. Vrem și noi un pod la Grădiștea. Toată lumea vrea câte ceva, așa că să vă gândiți bine la ce vreți, s-ar putea să se și întâmple. Doamnelor și domnilor, știrile TV Giurgiu se încheie aici, rămâneți cu noi, urmează o ediție specială, iar apoi Ilie Clement vă așteaptă la emisiunea La Porțile Dorului. Sunt Nicoleta Pană, rămâneți cu bine!